Pentru că distorționează trecutul, pentru că prezintă numai un aspect uh, al trecutului, dacă, dacă vreți, un aspect administrativ. Nu prezintă uh, aspectul sufletesc, omenesc, uman al uh, ceea ce reprezintă reprimarea. Aici. Uh, când citim cărți scrise de foști securiști, de exemplu, uh, lipsește complet uh, noțiunea și uh, ideea că acești oameni uh, se simt vinovați oarecum că au fost instrumente ale uh, unui regim totalitar. Este ca și cum ar fi o istorie administrativă prezentată la rece, fără referire la ce a însemnat uh, acest, uh, această, acest aspect uh, represiv pentru omul de rând în România, pentru societatea românească. Și ceea ce mă intrigă, într-un fel, când citesc unele din aceste memorii, este faptul că oamenii care le scriu deși sunt ofițe de securitate, Uh, sunt foarte prost informați. Eu cred, nu vreau să mă laud, dar cred că știu tot așa de mult despre istoria securității ca și unii care pretind că o știu. Pentru că am avut, am avut norocul ăsta de a avea acces la foarte multe, foarte multă literatură uh, uh, din arhivele americane, de exemplu, din arhivele britanice, uh, din arhivele franzuzești.